Probabil multă lume nu mă cunoaște și multă lume crede că eu m-am născut aici, la intrarea în Cosmopolis. Dar ce nu știți voi este că eu sunt din Pitești, tată. De aici de unde se iau permisele și se și dau înapoi. Depinde de situație. Și băi, tată, pentru că mi s-a luat permisul, eu n-am mai fost de mult la Pitești și vreau să vă prezint și vouă puțin Piteștiu, pentru că vreau să vedeți unde am stat. Și... Guriță! Ce faci, Guriță? Ce cauți la Pitești? Cine te-a dus la Pitești? Da, mă. Astăzi o să-i prezentăm Lugămițu, Pitești, tată. Vreau să vadă unde am stat, unde am copilărit și cel mai important, o să-l cunoască pe tati. Astăzi o să-l cunoască și familia. Este bunul meu de frate meu în spatele camerei. Nu mai vorbi așa de domnul Ciprian. Deci vreau să faci cunoștință cu domnul Ciprian în fața camerei. Noi ne știm, nu. Da. Dar la Pitești. La Pitești. Prima locație vreau să fie locul unde am devenit eu bisoi. A merge la maternitate. Nu, tată. Mergem în bun, dragul meu, deci prima locație în care te-am adus este Lunca Argeșului. Wow! Deci acestea sunt începuturile mele. Eu aici am început să filmez. Primul meu TikTok a fost în felul următor. Chiar frații mei ne filmează, adică cel care m-a filmat pentru prima oară. I-am zis, l-am sunat eu din Găvana de la mine, așa și a zis, ne întâlnim în Lunca pentru că vreau să fac un video. Am filmat un video ăla cu Pov, ieși la date cu un șofer de BMW. Scuze că am întârziat. Dar m-am oprit garda pentru. A făcut un milion. De atunci este istorie. Restul istorie. Dar cum stai sus ăsta trântit aici? Deci de aici am început toate. De acolo veneam eu cu șesarul. Fix pe locul de unde este domnul cu Audi-ul. Am filmat videoclipul cu 4 butoane. Care apropo era un video de umplutură. Cum ți se pare la prima vedere, dragule? Mă simt ca la Botoșani așa. Te face baie în fântână aici la Pitești, așa e? Da, uite, se mai spală lumea pe picioare, se mai da. Bun, haide să începem cu râul Argeș. Ia. Să închiriez bicicletă. Mamă, mâncați frână, mâncați. Dragul meu, nu aveai cum să te las eu să mergi pe jos, da? Și am dus să pedalez, să mă oară, mai bine mergeam pe jos. Am prins ocazia să conduc. Da, mă! Bă, dau un S-ul ăsta. Ia băi, bă! Așa, da cap holdere? Bă, care cap holder? Bun, deci coborâm. Băi, ne răsturnăm să moară. Cine te mă fără aici? Cade camera, mă! Deci cum e? Prima experiență? Foarte frumos, da, Pitești, îmi place mult de tot. Bun, pregătește-te că în 2 minute aproximativ vom ajunge. Bun, și aici vreau să ne oprim. Hai, dă-i să... Aici, cu aici vreau să ajungem. Aici? În vârf de munte. Ua! Dacă iau gău, sta? Așa. Deci, dragul meu, după cum observi, am ajuns la râul Argeș. Te rog frumos să cobori aici și să privești. Dar cum cobor? Cum adică cum? Dă-te mai în față, mai în față. Paș! Cum era să mi se rupă bruci. Dragul meu, acesta este râul Argeș și aici lumea pescuiește sau... Pescuiește? Se scaldă. Nu e mișto? Prea curat. Haideți să continuăm. Nu, dar ce trebuie să facem noi în vlogul ăsta? Să spargem pepene așa. Pepene? Dar unde să spargem? Poftim? Opa, nu faci asta. Mulțumim. În Pitești e altceva. Așa e în Pitești? Da, da. Foarte frumos, nu cred că mai venim. Te întorc eu. Bă, dar ia să un pic. Ce nu e bine? Așa, dă-l în spate cât poți. Wow! Și am plecat. În față vom avea terenele de tenis plus bările de calisthenics, dragul meu. Wow! Încălzirea ai făcut-o. Așa. Vreau te rog frumos să mergem la tracțiuni. La tracțiuni? Eu vreau să te văd cum faci traseul ăsta. Eu îl fac! Ia! Vreți să vă arăt? Ia! Da. Poți să-l lapă tot? Hai, David Popovici! Ia vezi! Spider-Man! Vă mâncați! Ia vezi! Băi, Bordeianu! Și te rog frumos să-l urmezi. Nu, tu trebuie să-l urmezi. Eu? Păi tu ești ghidul. Ma! Dani! Ce fac și-o poză cu tine, te rog eu frumos? Imediat, haide! Hai, lasă-i tumorul să moară. Vreau o tracțiune corect. Ia! Sunt prea puternic. Ia vezi! Lasă-mă mingea noi a noastră. Deci fii atent. După muncă și răsplată. Ești pregătit? Așa, da. Te voi duce undeva să te simți bine, dragul. Dar cum a fost reacțiunea aia, spune-mi? Eu zic că a fost perfectă și negativ și pozitiv. Haide. Mai e puțin și ajungem unde trebuie, să știi. Da? Da. Frâna de mână? Frâna de mână? Dragul meu, te rog să te pregătești pe ponton. Eu cred că mor. Cad de pe asta, gen. Copii, vă puteți da puțin, vă rog? Eu mor, gen. Deci, trebuie să sari și să intre picioare. Dar mi-e frică. Haide, te rog frumos. Mi-e frică, mă, du-te de aici. Du-te, mă, de aici, dă-te tu. Poate-mi rog gura pe aici. Hai. O activitate care este mai puțin fizică avem, mai mult să mergem cu mașina, mai mult să bem un cicos. Sigur, un pic deci găsești de toate. Așa. Dacă ești trist, ești fericit, dacă ești fericit, vei fi trist. Regele! Nu, ochelarii de niciodată jos. Nu vede, dar are folii. Are folii. Să nu-ți ia talonul viața mea. La viața mea. Ia să întoarcem. Oh. Urcați-vă. Acum vom merge la următoarea locație. Următoarea locație, dar cu mașina, sper. Cu mașina și devine din ce în ce mai interesant. Bă, dar vezi că nu e rău. Da, e talent. Ce prost te amânesc și vine stau într-o cariciu ăsta. Cum e, tată? Da, mă, râd, sunt bai de seama mea.
unde își merge să ducem catamaranul. Una de una. Are și câteva fițe, dar e băiat bun. Rămâne la mașină cu aerul pornit, adică fiecare cum poate. Merge să parcăm. Mamă, ce lasă o barieră în cocuri. Mergem să parcăm catamaranul și vom reveni de la următoarea locație, care va fi ceva special. Bun, și aici, dragul meu, vom parca și voi continua povestea. Să nu înțelegi, tot Piteștiul mănâncă doar crochete. Aia, păi aia vreau. Dragul meu, vino încoace. Și aici am ajuns în centrul Piteștiului. Dar, Rickson. Asta este parcarea de la The Place, adică singurul club din Pitești, singurul club tare. Înțelegi? Aha. Deci urmează să ți organizezi un șpriț, gen loft. Loft e mic copil. Ah, ok. Să procedem pe centrul Piteștiului. Wow. Cum te simți, domnul Gavril? Când te gândești că e aici în copilărit. Așa arată și Unirii din Botoșani. Exact la fel. Din Botoșani. Aici nu știu, este o scenă pentru că noi avem concerte live în fiecare zi. Souls. Bun, avem și încet ca să poată să țină pasul și domnul Ciprian. Da, am observat că tu ai puțină grijă de domnul Ciprian. Da, apreciez. Totdeauna am grijă de domnul Ciprian. Deci, dragul meu, aici ne-am inspirat puțin de la Hut Residence, din câte observ. Și ce nu știi tu, cel mai scump lucru din Pitești? Ești tu. Este pe lângă mine. Dragul meu, ăsta este cel mai scump lucru din Pitești făcut de primăria noastră, un liceu la subsol. 350.000 de euro. Eu aș fi declarat mai mult. Mamă, oh, uite unde-l duc acum, realizez. Urmați-mă, vă rog frumos. Unde mă duc? Fix în fața trecerii de pietoni. Este un parc. Așa. Îți voi explica mie ce reprezintă acest parc. Nu, frică. Deci vreau, te rog, să stai pe banca aceasta. Nu, vreau. Vino încoace. Dragul meu, acesta este parculețul de la Brătianu. Aici am făcut liceu. Wow! Liceu. Aici am făcut liceu undeva. Liceu este acela. Cel mai tare liceu din oraș ăsta e. Cel mai de fiți liceu. Așa. Acesta e parculețul de la Brătianu. Da. Pe acolo băgam eu și sarul. Nu, fix acolo trânteam și sarul. Pac! Deci de aici, în mai puțin de o lună, aici o să fie full. De cafele, de hit-uri, de... Aici este hazul Piteștiului, hazul României. Hazul Piteștiului. Vorbesc serios? A plecat hazul Piteștiului. Deci nu înțelegi, aici ne-am petrecut jumătate din copilărie. De fapt nu, jumătate din copilăria liceului. Aici s-au făcut toate absențele, bun, aici s-a destul, să continuăm. Cu e De ce nu v-a văzut? De la de mai poate la sud. Dar m-am văzut că am unde și a zis el pe tactul, că e același tată, gen. Nu pot să cred. Ce? Vezi clădirea asta albă? Da. Ce crezi că era aici? Gogule. Ce era aici? Zara. Wow! Eu asta voiam să ți arăt. Zara aici? Cam filme. Mamă, direct Milano, gen. Dar las că am un Zara mai mare pentru tine pregătit. Dar la următoarea locație. Hai să se niște ochiare de soare de la China Mega Shop. Așa și ăștia nu-mi plac. Rareș a luat zbârmi, a luat două perechi de ochelari, una Gucci și una ne-Gucci. Și doar ăștia m-au rămas. Păi am rupt. Mamă, Google, cât sunt de bohărât. Nu crezi, ochelari mai, bă. Ăștia-s măsura mea. Fraților, am fost prost, am fost inconștient. Mi-au luat mai, bă. Maiba. Dați puțin unul, Petrus, vă rog. Vezi ce mă înjură ăștia acum, că am Maiba la ori. Bun, și a fost un shopping impulsiv. Am ajuns la surpriză. Avem aici un Starbucks în mijlocul centrului. Vorbești cu Maiba sau cu mine? Deci vreau așa, vreau un white chocolate and pistachio oat shaken espresso. Că nu mâncăm. De băut, e ceva. Sorry. Oh, my pleasure, my pleasure. Fetele și-au luat cafea. Da, eu mi-am luat un milkshake de baia. Wow! Este groaznic! Dar ce are ovăz și vistic și cafea? Ovăz, vistic și ciocolată albă. Știi ce-i maro? Ah, de la ovăz. De la cafea. Ia. Și... Da, uite. Băi, wow, cum e! Ce dracu bei, mă? Mamă, cum e! Doamne! Mi-a stricat ziua. Știi cum e, Gogule? Negru, de supărare! Urmează, nu înțelegi, emblema Piteștiului. Noi aici ești la bază. Mergem la bază. Pa! Wow! Aici ai trântit mașina și aici te-ai plantat toată noaptea, dragul meu. Dragule, am ajuns la Deasa. Wow! Este un baraj, de fapt. Cum ți se pare, dragule? Băi, să nu picim gură viața mea. Băi, sincer, chiar e frumos. Merge, nu? Chiar e frumos. Gândește de aici un schijet, pac, trântit. O ladă de cai de la Letea. Wow! Am venit cu femeia la Budeasa. Uitați-vă ce mă pune să-i fac. O zică, tată. Iată să văd dacă îi picim gură. Deci chiar și că am venit cu femeia. Wow! Ia zi gurită, cum e? Ai văzut la plajă? Foarte frumos. Deci mi-ai zis că mă dai cu barca. Mă așteptam să fie ceva de genul, cum e margherita aia de acolo. Margherita? Așa se cheamă barca. Nu mâncăm pizza, viața mea. Dar vreau să te văd pe baie aici. Aici? În teritoriul tău, nu? Asta de fapt nu prea e teritoriul meu, este teritoriul domnului Adrian, elicopter de luptă. Ok, și da. Nu poți să intri în apa lui. Da, dar totuși, na, Pitești. Băi, tată, când vine țăranul de la București, la Budeasa, la lumea bună, cum s-ar spune, se vede de la depărtare. Ia, filmează-i s-o la trântit așa, pac! În loc să lăsăm și de mașina la umbră ca niște oameni normali, noi trebuie să o trântim prima, să o vadă toată lumea. Îmi place că e foarte curată plaja, după cum vedeți, nu sunt țigări pe jos, ambalaje. Dacă bag o grenadă de aia de Neumark în tine acum. Da, și conduce tactul mare până la București, filmați cocalarul. Dar uite, vezi, am camber la roți, aveți, pac! Deci la plajă ai fost, okay. Da? În parc ai fost la început trime, în centru ai fost. Mă, tată, parcă aș vrea să-mi cumpăr ceva. Nu! No. Să-ți cumpăr și ție, că... Nu, no, mă duci la Argeș Mall. Mie nu-mi place
această cămașă pe care o ai place. Dar dacă tot am făcut eu drumul ăsta, pun azi 200 de km pe mașină, pe asta ăsta frumos. Da. Că mergi să faci tu cinste cu o cămășuță de aia de la Zara. Talent, la Zara. Păi nu te duc eu la cel mai bun Zara și cel mai nou Zara. Da. Hai să mergem la Zara, tată. Bun, ai zis că vrei să iei o cămășuță, da? Nu, să-mi iei tu mie o cămășuță. Să-ți iau eu? Hai să mergem. Te-am adus la cel mai nou și cel mai futurist. Corect? Te-au dat bani? Era bine. La Argeș Mall. Te rog frumos să intori. Wow! Ce părere ai, măi? Andrei! Wow! Uite, food court. Da? Vibe de park, ți-am zis. Faună, floră. Ce să zic? Un mall cinstit. Îmi plac palmierii, îmi place cum arată. N-am ce să zic, foarte frumos. Hagi, tovarăși. Ce-i? Dă-i și mie o prestare la Beach Please. Am un anunț pentru voi. Se scumpesc bietele la Beach Please. Bă, uite cum e asta. Dar m-ai adus la mall sau la birou? De ce e mai frumos ca la Băneasa? Dar nu știu dacă mai merge, că vine toamna, înțelegi? Atunci ce vrei tu? Wow! E senzațional, trebuie să ți-o cumperi. Trebuie să fie XL. Na, bor. El. Merge el. Nu merge. Da, nu știu pe asta, dar sunt și la noi astea, dar de plastic de la. Păi, dar știi că ăsta e copil pe Casablanca. Da, dar de plastic de la. Da, aș vedea. Făc și așa. Urât om. Deci, am ajuns la Conti. Wow! Deci aici se mănâncă cele mai bune crochete cu două sosuri, da? Două sosuri. Ce sosuri? Sosul UG și cred că sos de bărbați, nu? Ceva de genul. Perfect. Era bine să fie plătit la această sponsorizare, dar pentru domnul Ion, care deține așa, e bine așa. Deci cum ar veni, mergem la sus la etaj și o să-ți comand o porție de crochete. Hai, wow, să vedem! Da? Stai că vreau să trântesc o poză așa, să se vadă, e sus. Uitați-vă cum a trântit mașina în față. Ia vezi! Ce frumos, ce la etaj. Veți intrare. Crochetele de la Conti, pac, avem așteptări mai mari, sincer. Da, gustul contează. Vreau să cuști, te rog frumos. Sufletul contează. Uitați-vă și voi, haldă somon, mâncare de spital. Ești bolnav. Ia, care e mai bun? Sunt stripsuri de pui. Fulgi de pui. Ciucherale. Deci nu-ți place? Ia. Nu e bun, da, așteptam să fie gen, adică chiar e bun. Deci, pregătiți-vă. Să trăiți. Să trăiți. Andrei, pare bine. Andrei, tot Andrei. Tot Andrei, păi și bă, tot Andrei. S-a făcut întâlnirea, gata. Deci ești familie. Comandă o sticlă de vin. Cine este domnul Andrei? Domnul Gami. Da, pe văd. Ce e tati? Dă-ne un feedback despre el. Ai adus băiatul acasă. La cal. E ce? Gata? Dă-ne o părere la el. Foarte mișto este. E volanta pe. Da.